Nu e un secret că eu și colega mea de cameră nu ne înghițim. Am găsit-o acum câteva luni, după ce cealaltă colegă de cameră a renunțat la școală. Nu am cercetat-o prea mult pentru că trebuia să găsesc pe altcineva rapid pentru a acoperi jumătate de închirie. Bineînțeles că am verificat trecutul ei. Am urmărit-o de socializare, chestii de genul ăsta. Dar am vorbit cu ea real 20 de minute înainte să se mute. Are 20 și ceva de ani, ca și mine, și e foarte drăguță. Păr blond perfect și ochi albaști clari, un machiaj perfect aplicat de la fardul de ochi roz până la pielea care parcă a fost dată cu aerograful. Dinții albi și strălucitori cu un zâmbet mortal. Cred că de aceea nu am petrecut mai mult timp verificând-o. Am presupus că trebuie să fie în regulă pentru că arată bine. Însă am regătat imediat decizia mea. Aparent, Emily este un vlogger de frumusețe. Ea nu are o slujbă adevărată, dar stă în camera ei toată ziua încercând diferite lucruri de machiaj pentru fanii ei. O trează la orice oră din noapte, chiar și la orice oră vorbind și chicotind în timp ce înregistrează. Dar cel puțin își plătește chiria. Așa că nu am bombonit în timp ce curățam pudra de fond de ten de pe teșghea. Serios, cum arată cu adevărat pielea acestei femei? își aplică o tonă metrică de fond de tem pe față în fiecare zi. Nu m-am plâns când m-am trezit la două dimineața cu un acces de chicotele ascuțite sau când a trebuit să las geamurile deschise pe un fric de îngheață apele doar pentru a scoate mirosul acela oribil de flori. La început a încercat să se împrietenească cu mine, dar după ce i-am dat cu flit de câteva ori, a înțeles mesajul. Ne-am ignorat reciproc în mod plăcut, ca și cum s-ar fi făcut un pact tacit, lucrurile erau de fapt în regulă. Însă totul s-a schimbat pe 7 septembrie. Am întârziat. Nu am lăsat apa de la duș să curgă câteva minute, așa cum făceam de obicei, și am sărit direct înăuntru și de îndată ce picioarele mele au atins ceramica, am alunecat de nu m-am văzut. Dacă nu m-aș fi apucat la timp de tija de perdea, mi-aș fi spart capul. Îmi pare foarte rău. Încerc acest nou balsam, mi-a explicat Emily când i-am spus. Este super alunecos. Nu am o să luat niciodată cu adevărat, dar cred că baia devine cam alunecoasă." Îmi pare foarte rău," a spus. Era foarte drăguță în legătură cu asta, dar eu eram furioasă." Era deja destul de rău că murdărise locul cu toate rahaturile ei de frumusețe. Acum era și un pericol pentru siguranță." Nu pot continua să fac asta," am spus, încercând să nu-mi ridic vocea. Trebuie să-ți ții toate machiajele în dormitor." M-am săturat să curăț toate mizeriile tale și nu poți să folosești rahaturi ciudate la duș care m-ar putea să mă omoare, ok?" Bine, a spus ea cu o voce mică. Emilia a fost foarte bună în a-și ține lucrurile departe de baie după aceea. Cada nu a mai fost niciodată alunecoasă și am observat chiar că și mirosul floral îmbuxit părea să dispară. Eram fericită și chiar mă simțeam un pic prost că am țipat atât de mult la ea. Plătește jumătate din chirie, la fel ca și mine. De ce ar trebui să spun eu ce intră și ce nu intră în baie? Apoi lucrurile s-au înrăutățit. Pe 30 septembrie m-am trezit devreme, m-am îndreptat spre frigider și, fără rușine, am apucat laptele pentru a lua o înghițitură direct din cutie. Emily bea alb lapte degresat, așa că cel de 2% este numai al meu. Dar imediat ce laptele mi-a atins limba, am început să mă bâlbâi. Uh, ce asta? Laptele nu avea doar un gust acru, era acru, îmi ardea limba și îmi făcea ochii să lăcrimeze. Am alergat la cuivetă și l-am scuipat. Avea o consistență ciudată, ca și cum ar fi fost diluat cu ceva limpede și ușor văscos. ca un fel de salivă sau ceva de genul ăsta. Emilia a izbucnit din dormitorul ei. Ce s-a întâmplat? Ceva nu e în regulă cu laptele asta. O, Doamne, ai băut laptele? Un sentiment ciudat s-a instalat în stomacul meu. De ce. De ce nu aș bea laptele? Am întrebat-o. Ți-am spus, ți-am spus aseară. Te-am întrebat dacă pot folosi cutia de lapte pentru o rețetă de mască din frumusețare și ai spus că sigur. Așa că am turnat laptele rămas într-o cană. A arătat pe o cană acoperită cu folie de aluminiu din frigider și am folosit cutia de carton pentru mască. Mi-am băgat mâinile sub robinet și am înghițit apă. Iar și iar până când gustul acru a început să dispară. Își tot cerea scuze, dar abia ai puteam auzi vocea din cauza zgomotului făcut de apa de la robinet. În acea noapte nu am putut dormi. Nu mi-am inteles că m-a întrebat despre cutia de lapte. Gândul ăsta a pulsat în creierul meu până târziu o noapte. M-am ridicat, am întors în cuietoarea și am băgat un scaun sub clanță ca să mă asigur. Și de ce cutia mea de lapte? A fi putut folosi un castron, o sticlă, o pungă de plastic și nu știu ce naiba a pus în masca ei de frumusețe, dar cu siguranță avea gust de o travă. Am păstrat o distanță și mai mare față de Emily în următoarele câteva zile, încercând să-mi dau seama ce să fac. Dacă o dădeam afară, cel mai probabil ar fi trebuit să mă mut și eu. Dacă nu găseam pe altcineva care să ia locul în câteva zile, și probabil că sunt doar paranoică. Erau vlogărițe de frumusețe, iar faptul că făceau o mască de față ciudată pare genul de lucru care ar deveni viral. Asta mi-a spus și eu, până când s-a întâmplat vineri. Am ajuns acasă târziu în acea seară, un pic beată. Am deschis ușa, am căscat și am intrat. Apoi am apăsat întrerupătorul de lumină. Nu s-a aprins. A naiba, probabil că s-a ars becul. Lumina era aprinsă în holul principal, așa că nu putea fi o pană de curent. Totuși, apartamentul meu era în beznă. M-am bășbuit pe întuneric, pașii mei zbătându-se din cauza alcoolului, cu mâinile întinse în fața mea. Am întâlnit ceva moale ce e asta? Stăteam în mijlocul camerei principale. Acolo era doar canapeaua și televizorul. Ar fi trebuit să fie o tragere clară spre ușa dormitorului meu. Am ocluntat ochii în întuneric. Nimic. Dar era ciudat. Îmi dădeam seama că era ceva acolo. După felul în care zumzetul frigiderului s-a înnăbușit chiar în fața mea. Cum se schimbau ușoarele variații de negru și gri la doar 2 metri în fața mea. Asta e o prostie, am băgat mâna în buzunar, mi-am scos telefonul și am apăsat pe lanternă. Am simțit cum mi se scufundă inima în stomac. Emily stătea chiar în fața mea. Stătea pur și simplu în mijlocul camerei, la aproape două dimineața. Era cu fața spre mine, spre ferestre. Părul ei blond îi curgea în cascadă pe spate, sclipind în lanterna telefonului. Emily? M-am dat înapoi. Ce faci treaz atât de târziu? S-a întors încet zâmbea, un zâmbet larg de la ureche la ureche. Ochii albaștri se luceau în lumină în timp ce se holba la mine și apoi a chicotit. Un chicotit încet, din gât, ca și cum ar fi încântată că tocmai ajunsesem acasă. Chicotitul a făcut ca tot corpul ei să tremure și atunci am observat că ceva din mâna ei sclipea un cuțit. Mi-am forțat picioarele să se miște, m-am forțat să alerg spre ușa apartamentului, dar de îndată ce am făcut un pas, am auzit-o cum vrea să se năpustească asupra mea. Digetele ei m-au apucat de păr, trăgându-mă înapoi și m-am smucit înainte cu toată puterea, smulgând mai multe fire în acest proces. Am ajuns la ușă și am dat buzna în hol, am fugit pe scări, țipând tot timpul, Cineva trebuie să-i fi sunat la 911, pentru că la câteva minute după ce am ajuns în parcare, lumini roșii și albastre pulsau în întuneric. Sirenele îmi răsunau în urechi. Poliția a găsit-o pe Emily în apartament. Au arestat-o și mi-au spus mai târziu că Emily Ryan era un nume fals, deși nu au reușit încă să o identifice. Cu toate acestea, ea a recunoscut un lucru care m-a înfiorat până la os. Emily nu a avut niciodată un vlog de frumusețe.